Iulian Vasile Popescu este propunerea de candidat al Partidului Național Liberal la șefia Consiliului Județean Gorj. Liberalul Gheorghe Grivei a confirmat pentru TV Sud faptul că numirea supravegătorului CEO este luată în considerare pentru această candidatură, dar că deocamdată nu este luată o decizie finală în ceea ce îi privește pe cei doi lideri ai partidelor de dreapta cu care PNL vrea alianță la Consiliul Județean. Atât Radu Miruță cât și Nicolae Davițoiu susțin că nu știu despre propunerea PNL, dar cu siguranță USR și PMP vor face și ele nominalizări. Vicepreședintele PNL Gorj, Gheorghe Grivei, a dezvăluit că susținerea lui Iulian Vasile Popescu pentru o candidatură la Consiliul Județean Gorj nu a fost bătută în cuie în interiorul partidului. În schimb, acesta este de părere că supraveghetorul CEO ar îndeplini calitățile necesare pentru a fi persoana potrivită pentru a candida. Ce-l recomandă pe domnul Iulian Popescu? Domnul Iulian Popescu știu atât, v-am spus, nu s-a discutat în biroul politic județean, dar știu foarte puțin despre domnul Iulian Popescu, știu de fapt că se ocupă de atragerea fondurilor străine pentru Gorj și pentru România. Știu că s-a implicat în atragerea fondurilor străine, nu numai pentru Gorj, ci și pentru întreaga România. Mai multe județe din țară s-a beneficiat de fonduri atrase cu sprijinul domnului Iulian Popescu. Deci noi avem nevoie de un om capabil, de un om instruit, în special în Gorj. Pe de altă parte, președintele PMP Gorj, Nicolae Davițoiu, susține că nu a discutat cu liberalii până acum nici măcar susținerea unui candidat unic la Consiliul Județean. Acesta este însă de părere că cel care va candida trebuie să se bucure în primul rând de notorietate. Deocamdată nu am purtat această discuție cu nimeni. Deocamdată noi avem candidat la Consiliul Județean. Nu merge pe varianta pe care a propus-o PDL-ul, pentru că nu este o variantă care a fost discutată nici cu mine, nici cu Radu Miruță. Nu cred că s-a exprimat cumva că ar fi obținut acordul meu și al lui Radu Miruță că facem o alianță să susținem un candidat contra Consiliul Județean. Deci este o hotărâre ca statului în forurile lor statutare și au ieșit cu ea la presă. Radu Miruță, președintele USR Gorj, nu cunoaște nici el planurile liberalilor și le-a transmis cât se poate de clar că partidul său va face o propunere pentru Consiliul Județean în cadrul unei eventuale alianțe. Pentru nostru, USR va avea o propunere proprie pentru candidat la Consiliul Județean și USR va analiza cu dialog deschis restul propunerilor existente pentru a vedea dacă se poate coagula ceva. În ceea ce îl privește pe președintele Organizației Municipale a PNL, Marcel Romanescu, acesta nu agrează propunerea liderului PNL Gorj și crede că partidul are oameni mult mai valoroși care ar putea avea șanse reale la șefia Consiliului Județean Gorj. Politic, nu o să fiu niciodată de acord cu astfel de variantă, chiar dacă profesional acest tânăr merită tot respectul nostru pentru tot ceea ce a făcut, politica presupune mult mai mult, mai ales un primar care a confirmat. Și aici vă dau câteva nume, da? Liviu Cotoșman, este primar de atâtea mandate, da? Primarul de la Bâlteni, domnul Vlăduleanu, iarăși un primar care a demonstrat foarte multe, foarte multe lucruri. Vă dau exemplu, primarul de la Câlnic, Dumitru Vulpe, da? Sunt oameni care nu sunt la primul mandat și au în spate și experiența administrativă, adică știu întotdeauna ceea ce spun pe anumite subiecte, au și experiența politică. Pentru că o bătălie de genul ăsta nu presupune doar lipirea unor afișe pe niște garduri, iar personajul respectiv când ajunge fața unei televiziuni să se blocheze automat. Despre Iulian Vasile Popescu se cunoaște faptul că este un prosper om de afaceri. Acesta a fost susținut de PNL în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Contactat de reporterii TV Sud, Iulian Vasile Popescu nu a dorit să facă niciun comentariu vis-a-vis de posibilitatea de a fi candidatul PNL la Consiliul Județean Gorj.